Bună, dragii mei, bine v-am regăsit! Sunt astrolog Andreea Dincă și v-am pregătit horoscopul pentru săptămâna 13-19 iulie. Din păcate, în momentul în care filmez acest clip, Mercur încă se află în mers retrograd și iată că mi-a făcut și mie o figură, ce anume că filmez acest clip pentru a doua oară, pentru că prima oară mi-am dat seama că nu s-a tras. Am băgat cardul în laptop și, surpriză, nu funcționa. Dar iată că acest clip, în momentul, el este prezentat pentru săptămâna în care Mercur nu se mai află în mers retrograd. Și asta este o mare bucurie, pentru că se mai întâmplă să filmăm și să nu avem clipul. Se întâmplă poate și alte lucruri la care trebuie să fim atenți, pentru că aceste retrogradări, da, a fost un moment în care m-am panicat așa un pic, vai, trebuie să filmez încă o dată, dar m-a făcut să fiu atentă că poate trebuie să am mai multă grijă pe viitor, să verific niște lucruri, să verific tot ce am de făcut, pentru că despre asta este vorba. Astfel de întâmplări ne fac să fim atenți, să nu mai stăm cu ochii în tot felul de direcții unde nu ar trebui, poate. Și să fim atenți la cameră, dacă clipocește beculețul, dacă este aprins, dacă totul este în regulă. Una peste alta, această săptămână aduce Mercur în mers direct, Venus de asemenea este în mers direct și Marte la fel. Adică planetele personale sunt în mers direct. Soarele nu intră retrogradare, deci e foarte bine și el este în mers direct. O săptămână mult mai bună, o săptămână în care ni se aliniază o mulțime de lucruri. Eu sper că ca vouă să vi se alinieze toate, chiar și chiar să spuneți cum v-a afectat, în ghilimele afectat, cum v-a făcut Mercur să fiți mai atenți, ce pățănii ați avut și voi. Și haideți să vedem ce ne aduce această săptămână pentru fiecare zodie în parte. Vom discuta la nivel general, desigur, așa că să vă ascultați atât zodia cât și ascendentul. Dacă vă place, puteți să distribuiți și pe canalele voastre de socializare, atât pe Facebook, pe Instagram și pe unde mai doriți voi, să împărtășiți și cu prietenii voștri aceste clipuri dacă vă plac și dacă vă ajută informațiile pe care eu le ofer cu mare drag și din toată inima pentru voi. Dacă doriți astrograme personalizate, să aveți o experiență care să vă ajute să vă cunoașteți mai bine, să vă descoperiți care este misiunea sau să vă răspundă, să vă confirme niște lucruri, nu ezitați să înscrieți, să vă dau mai multe detalii despre experiența pe care vă pot oferi eu și despre toate serviciile mele, pentru că sunt mai multe servicii. Nu vă așteptați ca o ședință de astrologie să vă rezolve toată viața, dar ar putea să fie un punct de pornire ca voi să știți ce aveți de făcut pentru a vă îmbunătăți existența, pentru a vă îmbunătăți călătoria. Pentru că, într-adevăr, avem o destinație trasată înainte să ne naștem și niște experiențe pe care trebuie să le avem în această viață, care ne ajută să creștem, să evoluăm, dar în același timp putem să ne îmbunătățim schimbându-ne gândurile, schimbându-ne atitudinea, fiind mai buni, mai iertători, mai îngăduitori. Vă aștept! Dacă rezonați cu mine, dacă simțiți, dacă acolo în interiorul vostru apare acel sentiment că da, trebuie să ajung să vorbesc cu ea sau să am parte de o astfel de experiență, nu ezitați să-mi scrieți, pentru că poate să fie momentul potrivit și permis ca voi să mă cunoașteți și să aveți acces la cunoaștere. Cunoaștere din partea mea, pentru că mai sunt și alte persoane care ar putea să vă ofere din experiența lor. Dar dacă simțiți să veniți către mine, să aveți acces la energia mea, la ceea ce pot eu să fac, la cunoștințele mele, scrieți-mi și cu mare drag. Sunt la un click sau un telefon distanță sau dacă sunteți din București, puteți să veniți și la cabinet. Ok. Cel mai mult mă bucură acest Mercur care este în mers direct în această săptămână. De obicei este un bun prieten al meu, Mercur, dar uite că mi-a făcut și mie acum o mică figură, dar este cu un scop, cu un rost cu siguranță. Și începem desigur cu prima zodie, cu Berbecul, care are o săptămână financiară foarte bună.
multă energie, înclinată către zona finanțelor, reușește să-și crească veniturile extraordinar de frumos și pe termen mediu și lung, lucru care îl avantajează pentru că este un cuceritor, este un războinic, este un lider, știe să conducă. Știe foarte bine să conducă și familia și știe să conducă metoda de cucerire a persoanei pe care a pus ochii. Astfel că berbecii în această săptămână sunt hotărâți să cucerească, sunt hotărâți să ajungă acolo unde își doresc din punct de vedere pasional. Foarte romantici, foarte pricepuți și cu o mulțime de scheme prin care să impresioneze persoana de lângă ei. Taur. Taurii au nevoie de stabilitate în această săptămână și o caută în membrii familiei, în tot ce înseamnă persoane dragi, în tot ce înseamnă partener. Lucrul ăsta contează foarte mult pentru că dacă aveți susținerea familiei, sunteți mult mai puternici și mult mai ambițioși. Lucrul ăsta vă ajută extraordinar de mult. Decizii financiare, investiții, dar și cheltuieli. Cheltuieli pe lucruri care vă plac, pe lucruri care vă aduc așa o stare de bine. Poate ceva pentru casă, ceva pentru voi, ceva pentru cei dragi. Unii vor lua decizia să plece câteva zile, să se retragă, poate la munte, poate la mare, dar aveți nevoie de un loc așa, doar voi cu voi, doar voi cu familia, adică să nu fie cu multă agitație, cu multă nebunie. Chiar vă recomand să vă luați câteva ore sau momente de introspecție în care să vă analizați un pic sentimentele și să fiți mai singurei. Gemeni. Gemenii sunt pregătiți pentru o săptămână foarte frumoasă, pentru o săptămână interesantă, o săptămână norocoasă, pentru că aveți femei puternice în preajma voastră care vă ajută, care vă oferă soluții, opțiuni, care vă oferă ceea ce voi aveți nevoie. Desigur, o intuiție extraordinară, vise, premoniții, un instinct puternic, și chiar puteți să aveți parte de experiențe extrasenzoriale deosebite. Viața de familie, în viața de familie se rezolvă multe lucruri, așa cum spuneam, discuții cu părinții, reîntâlniri, poate chiar și cu frații, banii direcționați către casă. Rac. Această săptămână este pentru racii importantă, mai ales privind familia, sfera căminului, sfera locuinței. Aveți schimbări de făcut, renovări, deplasări în interes de familie sau pentru familia voastră. Poate chiar să vă îngrijiți de membrii mai în vârstă ai familiei, socrii, părinții, alte rude pe care le aveți în îngrijire. Decizii pentru ceilalți, decizii care pot schimba soarta celor din familia voastră, a copiilor și așa mai departe. Mare atenție la ceea ce simțiți voi, mare atenție și la nevoile voastre. Nu ar strica să vă orientați un pic mai mult pe termen lung, să vă faceți niște planuri pe termen lung sau în momentul în care luați aceste decizii să vă gândiți ce fac pe termen lung, să nu decid pe termen scurt sau mediu, să spunem. Această săptămână propune puțină distracție într-un fel sau altul, în sensul de socializare, întâlnire cu prietenii, întâlnire cu oameni de la care aveți ce să învățați. Aveți nevoie să schimbați un pic energia și aveți nevoie să vă faceți mici cadouri. Este momentul să vă onorați un pic. De ce nu? Atât pe voi, cât și pe familia voastră, pe partener. Ceva momente romantice nu ar strica de apropiere cu partenerii. Leu. Leii au nevoie de mai mult timp să înțeleagă de ce li se produc schimbări după schimbări. Da, mergeți în ritmul ăsta al schimbărilor și vă implicați într-o mulțime de treburi, însă este important să și savurați aceste schimbări și tot ce se întâmplă în viața voastră, pentru că totul e așa atât de rapid încât nu mai știți ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat, când a fost lucrul acela. Poate ceva momente de liniște, poate ceva momente de izolare, poate ceva momente cu gânduri mai melancolice sau mai așa nostalgice, înclinate către dacă, dar cum ar fi fost dacă, dar cum ar fi fost dacă.
cum ar fi fost dacă. Nu era niciun dacă, totul s-a întâmplat așa cum era să se întâmple. Nu vă mai gândiți la alte posibilități. Partenerii vă pot sugera niște schimbări, poate chiar niște plecări, niște deplasări, să le faceți împreună și vă motivează foarte mult în alegerile voastre. O atracție fizică foarte frumoasă, foarte importantă pentru voi, să fiți îndrăgostiți de parteneri. Fecioară. Fecioara este temperamentală și este încrezătoare în proiectele ei, este încrezătoare în prezentările pe care le are de făcut. Va susține o mulțime de discursuri, va susține o mulțime de prezentări menite să îi cucerească pe cei prezenți. Veți reuși, veți învăța niște lucruri noi, aveți posibilitatea de a alege în mijlocul săptămânii între două situații, între două decizii. Nu sunteți foarte hotărâte, stai că vreau asta, stai că nu vreau asta, stai că să se întâmple nu știu cum sau invers. Lucru care nu vă este caracteristic, dar toată energia asta din Gemini aduce și voi, zodie duală de asemenea, vă aduce așa o stare de, aoleu, stai că vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia, ce vreau. Respirați adânc și o să vă dați seama ce doriți. Prietenii au o influență importantă în această perioadă, însă nu trebuie să le satisfaceți dorințele lor, trebuie să satisfaceți dorințele voastre. La fel și cu socrii, soacrele sau părinții, îi veți simți destul de băgăcioși. Încercați să puneți așa o barieră, să faceți o diferență. Balanța. Balanța este foarte motivată să cucerească, să ajungă în vârf din toate punctele de vedere și financiar, adică și la locul de muncă și prin carieră și prin poziția pe care și-o dorește și o urmărește cu mare interes. Aveți discuții, aveți confruntări, aveți argumente. Aveți tot felul de ședințe pe care le propuneți și strângeți oameni și validați și evaluați. Sunteți puși pe tot ce înseamnă creștere, sunteți foarte puși pe tot ce înseamnă zona asta a carierii. În același timp și Martele din Berbec ne aduce cumva, hai să fac echilibru și cu partea asta sexuală, de apropiere fizică, de instinct și cu partea asta de apropiere cu partenerii sau cei de care sunteți îndrăgostiți. Unii se pot îndrăgosti de partenerii lor cu care lucrează sau de colaboratori, clienți și așa mai departe. Sângele este caliente. Scorpion. Pentru scorpionii începe o săptămână importantă în care au multe deplasări de făcut și multe proiecte de susținut și financiar, investiții, tranzacții, discuții privind aceste tranzacții. Multe persoane vor avea ceva conflicte sau treburi pe la tribunal sau așteaptă ordine judecătorești sau așteaptă ceva decizii în această privință, poate privind niște terenuri, poate privind o casă, poate privind certuri pe care le au sau, mă rog, situații pe care le au, însă nu se așează chiar cum își doresc ei, adică sunt blocaje, sunt amânări, sunt tot felul de restricții. Nici la locul de muncă nu e chiar cum vă așteptați. Sunteți luați prin surprindere. Învățați în această săptămână să vă concentrați corect energia, să vă dozați eforturile și să duceți mai multă energie către a aduce echilibru în viața voastră, toate sectoarele vieții. Săgetător. Pentru săgetătorii, o săptămână importantă legată de iubire. Aici, pe zona iubirii, vă duceți voi cea mai mare atenție. Amanlâcuri, distracții, tot felul de complicații, stai că nu știu pe cine iubesc, stai că vreau să mă întorc la fostul sau la fosta, stai că nu mai vreau, stai dar oare ce simt, dar oare ce-mi doresc, dar oare ce gândește celălalt, dar oare ce se întâmplă. Multă amăgire, dacă nu sunteți sinceri cu voi, vă veți amăgi destul de mult în această săptămână. Din punct de vedere al muncii, aici sunt ceva cu posibilități importante, dacă știți cum să puneți problema, dacă știți cum să
negociați cu clienții voștri, dacă știți cum să ocoliți anumite amânări sau anumite decizii care nu sunt în favoarea voastră. Multe gânduri legate de copilărie și de mame, soacre, surori, copii. Capricorn. Capricornul este într-o discuție foarte frumoasă cu partenerul sau partenera. Vor să facă schimbări și vor să ia decizii importante, decizii care le pot schimba viitorul. Colaborări noi, oferte în direcția asta a parteneriatelor, a asocierilor. Atenție cu tot ce înseamnă bani la comun, administrarea bugetului sau, mă rog, cum se împart anumite lucruri, anumite cheltuieli, anumite eforturi, că poate veți avea senzația că munciți cam mult pentru cât vi se cuvine și atunci apar frustrări și de la frustrările astea, atenție. Da? Deci suntem un pic atenți. Momente importante și cu familia voastră, drumuri către familie sau membrii familiei vă vizitează fiind de la depărtare, iau decizia de a face o călătorie împreună cu voi, poate chiar să mergeți în vizită în locurile natale sau să dați așa o fugă în afara orașului cu diverse treburi. Desigur, poate să fie o săptămână în care vă hotărâți să începeți o activitate recreativă, poate chiar fizică, o recreativă, creativă, o activitate, să aveți o pasiune, să vă găsiți o pasiune. Vărsător. Pentru vărsători avem în față multe predispoziții legate de tot ce înseamnă călătorii. Organizați vacanța, organizați, sunteți așa ispitiți în direcția asta, munte, mare, călătorii poate chiar prin afara țării. Însă planul de acasă nu se potrivește cu cel de la muncă pentru că apar foarte multe proiecte care nu erau neapărat în ordine să le preluați voi, dar iată că vă băgați la mai mult, vă asumați niște lucruri și sunteți cumva obligați să amânați niște planuri. Poate pot fi de vacanță, bine, acum toată lumea amână planurile de vacanță, nu despre asta vorbim, dar pot fi ceva amânări sau schimbări sau mai șlefuim așa pe aici, pe acolo. Poate trebuia să pleci de vinerea, dar pleci de joia. Sau poate trebuia să pleci de joia, dar pleci vineri seara. Cumva flexibilitate. Deci adăugați acest factor a fi flexibil și a vă adapta. Învățați să vă adaptați. Discuții cu tot ce înseamnă rude, discuții cu tot ce înseamnă vecinii, oamenii pe care îi aveți în apropiere. Pești. Săptămâna surprinde pe nativul sau surprinde nativii pești destul de interesant pentru că vor fi pregătiți să-și schimbe atitudinea, vor fi pregătiți să facă multe, multe, multe lucruri pentru ei și pentru a-și îmbunătăți viața. Spiritul de sacrificiu este lăsat un pic într-o parte și apare spiritul de a face lucruri pentru mine, a mă pune pe primul loc, a avea grijă ca lucrurile să fie cât mai bune și cât mai frumoase în viața mea, lucru care este minunat și nu o să vă pară rău. Discuții cu frații, întâlniri cu frații, întâlniri de familie, reuniuni care vă umple inima de bucurie. Veți face ceva cumpărături, veți cumpăra o mulțime de lucruri, dar pe care le găsiți necesare și de care aveți nevoie și poate chiar și schimbări prin casă. Diverse obiecte, diverse lucruri de care de asemenea aveți nevoie. Prietenii vă solicită un pic ajutorul, însă veți ști cum să spuneți nu nevoilor altora și da propriilor voastre nevoi. Aveți grijă de persoane care sunt fie mai în vârstă, fie au probleme de sănătate, însă acest lucru va aduce o mare bucurie în suflet. Posibilități de creștere și de dezvoltare pe toate planurile. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna care urmează. Să avem împreună o săptămână magică!